Monica Rădulescu vă prezintă știrile Canal Sud. Bună seara și bine v-am găsit la știri, iată care sunt principalele subiecte ale zilei. Ministrul Mediului a vizitat șantierul de dublare a digului din Borcea, detalii la știri. Vasile Eliuță, prezent în orașul italian Pompei, ce a făcut acolo, aflați în jurnal. Sebastian Ghioca, omul de bine care nu așteaptă nimic în schimb, vine astăzi la Spunem despre Călăraș. Autoritățile se pregătesc intens pentru posibilele inundații care sunt așteptate la finalul acestei săptămâni. Ministrul Mediului a vizitat zonele critice din țară și a ajuns inclusiv în județul Călăraș, în apropierea localității Borcea. Una dintre măsurile de prevenire luate de autorități până acum este începerea lucrărilor de dublare a digului de apărare din zona Borcea. Autoritățile române au început pregătirile pentru a întâmpina viitura de pe Dunăre, prognozată a ajunge în România la finalul acestei săptămâni. Potrivit reprezentanților Apele Române, viitura va avea valori de până la 8.000 metri cubi pe secundă și ar urma să dureze cel puțin o săptămână. Și în Călăraș, autoritățile au început să se mobilizeze, iar Mircea Fechet, ministrul mediului, a fost luni într-o vizită de lucru la digul din zona localității Borcea, considerat a fi unul dintre punctele critice. Ministrul a fost însoțit atât de prefectul județului Călăraș, Valentin Deculescu, cât și de reprezentanți ai Apelor Române și ai Departamentului pentru Situații de Urgență. Spunem de la început că noi avem o lungime foarte mare de diguri pe toată zona care ține de la Oltenița până la ieșirea dinspre Fetești, iar pe această porțiune, în următoarea perioadă, ținând cont de prognozele care le avem, nu se întrevăd creșteri care să atingă în acest moment faza 1 de apărare. Totuși, în ultimele zile au avut loc controle pe toate digurile din județul Călăraș, iar în două zone au fost identificate câteva probleme. Ținând cont de ceea ce va urma, am dispus să facă controle pe toate digurile, iar în două locații, în zona Ciocănești și în zona Baitalu Borcea, am găsit anumite probleme la digurile de apărare. Pentru a stopa orice problemă importantă și inundații în zonele de agricole, s-a dispus, atât prin Comitetul Județean de Situații de Urgență, efectuarea unor diguri suplimentare care să stopeze infiltrațiile care ar apare în următoarea perioadă în digurile de bază. În acest moment, Apele Române Călăraș efectuează în regie proprie lucrări provizorii de dublare a digului de apărare din zona Borcea, pe o lungime de 350 de metri. După aceste lucrări, ar urma să înceapă construirea unui nou dig pentru mutarea liniei de apărare, transmit reprezentanții Prefecturii Călăraș. Am discutat cu domnul ministru Fechet și cu reprezentanții Apelor Române de la Buzău și inclusiv de la administrația centrală, pentru a stopa aceste probleme care sunt pe diguri prin niște investiții care trebuie făcute de urgență, pentru care sunt deja proiecte făcute și pentru care trebuie alocate anumite sume de bani. Valentin Deculescu a mai adăugat că în urma discuțiilor pe care le-a purtat cu Mircea Fechet, ministrul mediului, acesta din urmă i-a promis că va susține lucrările definitive în ceea ce privește digurile din județul Călăraș. Vasile Eliuță, președintele Consiliului Județean Călăraș, s-a întors dintr-o vizită de lucru în orașul Pompei și a împărtășit primele reacții. Bucuros că a putut vedea cum funcționează strategia de dezvoltare a turismului în Italia, Vasile Eliuță spune că vrea să împrumute câteva idei și a început deja să deschidă calea unor investiții în zona de agrement și turism. Vasile Eliuță, președintele Consiliului Județean Călăraș, a fost prezent în ultimele zile în orașul italian Pompei, acolo unde s-a întâlnit cu mai mulți oficiali italieni, dar și cu oameni de afaceri. Vasile Eliuță a povestit într-o postare pe o rețea de socializare că vizita din Italia a avut loc după ce primarul comunei Grassano, Filippo Luberto, i-a lansat o invitație în acest sens. Printre cei cu care președintele Consiliului Județean Călăraș s-a întâlnit în Pompei se numără primarul orașului, dar și investitori, antreprenori și responsabili din cadrul administrației municipale. În urma vizitei din Pompei, Vasile Eliuță a mai precizat că a învățat cum să gestioneze sectorul turistic, dar și că a deschis calea unor investiții viitoare în zona de agrement și turism. Nu în ultimul rând, Vasile Eliuță a mai adăugat că județul Călăraș are multe locuri ce ar trebui făcute cunoscute în lume, iar administrația județeană va face tot posibilul pentru a îndeplini acest demers.
Dacă ești în căutarea unei soluții inovatoare și eficiente pentru a scăpa de petele încăpățânate din casă, acum o poți găsi în magazinul POC din Călăraș. Daxi Probiotic pentru îndepărtarea petelor este mai mult decât o simplă soluție de curățare, este un produs revoluționar, prietenos cu mediul și sigur pentru sănătatea ta și a familiei tale. Coșmarul oricărei femei, în general la mămicilor, mămicile care au copii mici, cred că sunt petele. Se pare că la magazinul POC, nu-i așa, Bogdan, s-a găsit soluția. Avem o soluție minune, ca să zic așa, care dizolvă toate petele. Exact. Bună ziua, în primul rând. Bine ați revenit la mine. Da, am găsit soluția și este soluție pe bază de o soluție probiotică. Ce înseamnă probiotic, ca să fiu mult mai explicit? Înseamnă că acest produs are bacterii naturale ce intră în conflict cu celelalte bacterii, adică cu pata. Ce face Daxi Probiotic atât de special? Secretul stă în puterea probioticelor, bacterii bune, atent selectate, care atacă murdăria la nivel microscopic, descompunând impuritățile și eliminând chiar și cele mai dificile pete, fără a afecta suprafețele. În această gamă nu este doar acest produs pentru pete, ci și alte produse. Sigur. Și bineînțeles, acesta de pete există și într-o cantitate mai mare. Da, asta urmă să vă spun. L-avem pe acesta cu pulverizator, în varianta de 30 de mililitri, la un preț wow, vă așteptăm la noi. Avem și acest produs cu pulverizator pentru multisuprafețe. Avem acest spray pentru animale de companie, cei care au animale, îi așteptăm număr cât mai mare la POC. Avem această spumă uscată pentru covoare. Da? Ce face spuma? Este un 4-in-1. Curăță, împrospătează și lasă prospețimea pentru următoarele 7-10 zile în funcție de grosime, în funcție de cantitatea pe care o dizolvăm. Avem produsul, cum spuneam la început, produsul și în cantitate mai mare de 330 de mililitri pentru îndepărtarea petelor. Pentru iubitorii de animale avem și acest șampon, da? pentru animalele de companie cu acțiune regenerativă. Iar în variantă mică avem și neutralizatorul de mirosuri. Indiferent că te confrunți cu pete de ulei, grăsime, vin roșu, cafea sau chiar sânge și iod, această soluție își face treaba impecabil. Cum funcționează? Simplu și eficient. Agită flaconul pentru a activa probioticele, aplică soluția direct pe pată, lasă-o să acționeze câteva minute, apoi freacă ușor cu o cârpă curată sau cu o perie și clătește. Formula sa naturală nu conține substanțe chimice agresive, așa că poți uita de mirosurile neplăcute și vaporii toxici. Ce se întâmplă cu o bacterie, să zic, o pată proaspătă? Vă pot și arăta, dacă se poate. Da? Pulverizăm și într-o secundă, să zic așa, sau în două, după ce mișcăm puțin cârpa, da, pata dispare. Cu o pată mai veche, trebuie să pulverizăm puțin mai mult și să lăsăm pentru a acționa. Fix asta voiam să te întreb, pentru că oamenii de acasă vor spune, da, bine, noi am văzut experimentul, chiar dacă avem aici betadină și știm că betadina pătează foarte tare, fiind proaspăt, automat va curăța. Ce se întâmplă la o pată mai veche, dar tocmai ce ai spus tu acum. Și mai este un lucru wow. Această soluție rămâne 7 zile pe hăinuță. Activă. Activ, da. Pe orice ce unde pulverizăm, rămâne 7 zile activ. Cu Daxi Probiotic ai o curățenie impecabilă, sigură pentru copii și animalele de companie, dar și prietenoasă cu mediul înconjurător. În plus, probioticele continuă să protejeze suprafața chiar și după ce petele au dispărut, menținând curățenia pentru mai mult timp. Versatilitatea produsului este un alt punct forte. Poți folosi soluția pe haine, mobilă textilă, gresie, faianță sau pardoseli, adaptând-o nevoilor tale. Fii cu un pas înainte, în curățenie eficientă și ecologică. Găsește Daxi Probiotic la POC Călăraș și descoperă cum îți poate transforma întreaga casă. Hai să ne arăți cum funcționează. Bun. Punem aici într-un colț puțină betadină. Lăsăm să acționeze pentru cricotaj. Și acum pulverizăm. Efectul de ouă deja a început. Iar prin frecare, pata dispare. Wow! Da? Incredibil! Această cârpă, oricum, o găsiți și la noi, este folosită în restaurante, dar poate fi folosit pe absolut orice
unde există pată. Deci am zis bine la început că asta chiar este o soluție minune. Nu credeam că dispare atât de repede. Adică credeam că are mai mult timp de acționare. Trebuie să așteptăm puțin. Și probabil așa cum suntem obișnuiți cu celelalte produse din comerț, unde necesită ceva timp până acționează. Două lucruri trebuie să rețină oamenii. Natural și wow la preț. Vă așteptăm la POC. Invitatul de astăzi la Spunem despre Călăraș este nimeni altul decât Sebastian Ghioca. Este tată, soț, pompier, iar în timpul liber este sportiv pentru cauze umanitare. Ajută oamenii zi de zi, de la cei mai mari la cei mai mici, și spune că a învățat în timp să nu mai simtă oboseala. Bucuria finalului de cursă, atunci când știe că efortul său a ajutat un copil aflat în nevoie, este doza lui de energie și un sentiment pe care nu îl poate compara cu nimic. Spune că nu a așteptat și nu a cerut niciodată nimic în schimbul binelui pe care l-a făcut și s-a bucurat că a putut să pună umărul la o cauză umanitară. Povestea de film a lui Sebastian Ghioca o aflați în câteva momente pe Canal Sud după Jurnalul de Știri. Am un antrenament astăzi de 130 de km pe care trebuie să-l fac. Vin de acolo, na, copilul de la școală, piață, tot felul de minuni, acasă. Mâine sunt la serviciu 24 de ore. Nu că mă lasă indiferent sau vă dați seama, tot felul de accidente, avem tot felul de cazuri complexe, planul roșu de activat, victime, mă mișcă lucrurile astea, că suntem oameni, dar mă marchează când sunt cazuri tragice cu copii. Oamenii care conduc și conduc cu viteză nu-și pun vreodată întrebarea ce-i cu crucea acolo, că aia n-apare de nicăieri. Părinți care m-au sunat să vină cu copiii la mine să-i antrenez. Și domnule, nu pot să-mi asum asta. Când sunt eu singur pe bicicletă, e o chestie asumată, dar cum să vin acasă cu bicicleta ruptă sau cu copilul vătămat sau cu alte chestii. Crezi că tot ce face o nebunie? O să știți că în momentul în care am intrat în lumea asta, toată lumea mi-a spus lucrul ăsta. Soția ce spune despre tot ce faci? Da. Cum a spus altcineva, altă întrebare. Altă întrebare. Da. M-a șocat și m-a durut profund faptul că oameni de peste mări și țări, de culturi diferite, de religii diferite, să vină acasă la mine, în ghilimele, acasă la mine, să aibă grijă să mai bucure 30 de minute din ziua unui copil voluntariat. Deci m-a omorât chestia asta. Nu am așteptat niciodată și nici n-aș îndrăzni să cer vreodată ceva să mi se întoarcă. Bă, cât de urâtă e asta. Nu dorm după tura de 24 de ore, Wow. Da, n-am dormit decât de vreo 2-3 ori de când s-a angajat la ISU Călăraș. Și asta nu pentru că n-ar fi nevoie de somn, dar vă spun sincer că ies niște antrenamente teribil de bune după tură de 24 de ore, pentru că oboseala psihică e una, oboseala fizică e alta. Recuperarea cum arată după? Niciodată cum ar trebui. Da. Deci nu respecti regulile din punctul ăsta de vedere. Nu. Când am ieșit din curte, nu mai aveam aer. Deci cred că eram alb la față. Asta era senzația mea pentru că nu mă vedeam. Și nu mai aveam aer. Dacă doriți să aflați ce vă rezervă astrele pentru mâine, Andreea Cazacu vă prezintă rubrica de horoscop. Bun găsit! Sunt Andreea Cazacu și vă prezint horoscopul. În această perioadă, berbecii sunt încurajați să își manifeste cu putere individualitatea. Ieșiți în evidență, asumați-vă riscul și adoptați o abordare curajoasă în fața provocărilor. Prin încredere în sine și perseverență veți obține rezultate notabile. Pentru Tauri, accentul se pune pe consolidarea bazelor. Construiți cu încredere și răbdare, fie că este vorba despre carieră sau relații. Este momentul oportun pentru a consolida fundațiile, oferindu-vă stabilitatea necesară pentru a atinge obiectivele viitoare. Gemenii sunt încurajați să își folosească inteligența ascuțită și creativitatea în această perioadă. Explorează noi idei, comunică eficient și pune în aplicare schimbările necesare pentru a-ți atinge obiectivele. Evite superficialitatea și concentrează-te pe esențial. Pentru ragii sensibili, perioada actuală este dedicată relațiilor și autodescoperirii. Investiți timp în a construi conexiuni autentice cu cei dragi și explorați profunzimile emoțiilor voastre. O abordare empatică vă va întări legăturile afective.
Le strălucesc în această perioadă, iar carisma lor naturală este un atu esențial. Ea, inițiativa în proiecte creative, evidențiază talentele și împărtășește entuziasmul cu cei din jur. Prin lideratul carismatic vei atrage succesul și admirarea celor din jur. Pentru Fecioare, diavolul este în detalii. O abordare meticuloasă și organizată va aduce rezultatele dorite. Fii atent la aspectele practice ale vieții și rezolvă problemele pas cu pas. Consistența și disciplina vă vor ghida spre progres constant. Balanțele sunt invitate să-și găsească echilibrul interior și exterior. În această perioadă, acordați atenție relațiilor și colaborărilor. Adoptați o abordare diplomatică în rezolvarea conflictelor și căutați armonia în toate aspectele vieții voastre. Pentru Scorpion, energia profundă și pasională este accentuată. Este momentul să vă conectați cu pasiunile voastre și să explorați aspectele mai adânci ale vieții. Transformările pot apărea în mod natural. Acceptați-le și evoluați către o versiune mai înțeleaptă a voastră. Săgetătorii sunt încurajați să își extindă orizonturile. Călătoriile, atât fizice cât și spirituale, pot aduce înțelegere și expansiune. Fiți deschiși la idei noi, căutați învățare continuă și explorați posibilitățile nevăzute. Pentru Capricorn, accentul cade pe carieră și ambiții. Pregătiți-vă pentru o perioadă de efort susținut și asumarea responsabilităților. Cu disciplină și concentrare veți obține recunoașterea meritată în domeniul vostru. Vărsătorii sunt încurajați să aducă inovații și schimbare în viețile lor. Fiți deschiși la idei neconvenționale și implicați-vă în comunitate. Creativitatea voastră inovatoare poate aduce contribuții semnificative în diverse domenii. Peștii sunt conectați profund la latura lor intuitivă. În această perioadă, ascultați-vă intuiția și explorați latura voastră spirituală. Aveți grijă de bunăstarea voastră mentală și emoțională, căutând momente de liniște și reflexie. Acesta a fost horoscopul. Sper că îți va fi util și că vei avea o zi minunată! Atât pentru astăzi. Ne puteți urmări și pe site-urile Canal Sud, Observator de Călăraș, dar și să ne ascultați pe Radio Voce Scampi. Nu uitați, dacă ați fost martorii unor evenimente ce pot deveni știri, ne puteți scrie la adresa de mail redacția@canalsud.ro sau pe pagina noastră de Facebook. Să aveți o seară minunată, ne revedem și mâine!